centura ocolitoare a orașului Tecuci a fost inaugurată azi după, atenție, 10 ani de la începerea lucrărilor. Un lung șir de ghinioane și de contracte reziliate au dus la această performanță greu de egalat. Precizez că șoseaua are 7 kilometri. 7 kilometri construiți într-un deceniu, atât au durat lucrările pentru centura orașului Tecuci. Dacă facem o medie a perioadei în care s-au făcut lucrări și numărul de kilometri, rezultatul este următorul, aproximativ 700 de metri de șosea pe an. Drumul cu o singură bandă pe sens trebuia să fie gata în 2016, însă ghinioanele s-au ținut lanț. În 2013 șantierul a fost abandonat. Ani la rând, picior de muncitor n-a mai călcat pe acolo, așa că în 2019 ministrul transporturilor de la acea vreme, Răzvan Cuc, a rupt contractul cu firma italiană. Îl aveți, îl reziliați. La momentul respectiv, centura era realizată în proporție de 60%, apoi alți constructori s-au perindat pe șantier, fără niciun rezultat concret. Mai multe lucrări care au fost începute prost, continuate prost, documentațiile imature scoase la licitație, care au permis angajarea unor constructori care nu și-au făcut treaba și, practic, rezilierile succesive pe aceste lucrări au dovedit acest lucru, și instabilitatea politică, ca să zic așa, la nivelul ministerului. Lucrările au început din nou anul trecut, iar astăzi a sosit și momentul mult așteptat, inaugurarea drumului, în ropotele de aplauze ale autorităților, mândre că, într-un final, minunea s-a produs. Astăzi, pentru toți tecucenii, este un moment de mare bucurie. Iată că după 10 ani de așteptări, Tecuciul are centura ocolitoare gata. Totuși este o minune, este după chiar o minune. Vine să credeți că se inaugurează sau nu? Nu, nu ne vine. Încă nu. Asta e treaba, ce să facem. Sunt pedici în viață. După 10 ani? Ce să zici? E minune sau nu? Da, este. Odată inaugurată, nici șoferii nu au întârziat să apară. Sunteți printre primii care o să intre pe centură. Foarte bine, să vedem ce a ieșit. Lungă așteptare? Foarte mult, dar e bine și acum, decât deloc. Centura ocolitoare a orașului Tecuci a costat în final 48 de milioane de lei, bani proveniți în proporție de 90% din fonduri europene.